Rema a primit un burger obișnuit. Wow, am noroc! A, nu, nu-i nimic. Am nevoie de ceva. Isteați alegere. Așa nu te vei murdări pe mâini. De-abia aștept să gust. Arată foarte delicios. Trebuie să deschid gura mai larg, altfel nu va încăpea. Ce delicios! Haide mai repede și eu vreau să gust. Răbdare, Susie, va veni și rândul tău. Emma chiar a terminat. Se pare că ai nevoie de mănuși mai lungi. Da, da, îți vin de minune, Susie. E timpul să îmbăiezi minunatul burger în ciocolată. Arată foarte promițător. Foarte vicleană și frumoasă metodă, Susie. Ce mai? Aflăm ce gust are? Dumnezeule, e încântător! Ce gust incredibil! Și eu aș gusta? Nu se poate, Emma, Susie deja a mâncat tot. Cred că după asta e nevoie de ceva răcoritor. Și chiar am o sticlă de cola de aur. Se descurcă de minune cu sedea. Judecând după fața Emei, are o idee. Am un plan viclean. Sunt convinsă că sticla asta de aur costă mult. Da, Emma, ai dreptate. Acum ai o grămadă de bani. Ce vantai minunat! Sub asemenea ploaie de bani chiar poți sta și fără umbrelă. Ce idee grozavă, Emma! Emma și Judy nu mai au răbdare să afle ce primesc. Emma vrea să fie prima. Ce porumb apetisant! Sper să fie gustos! Voi începe! Imediat voi ajunge la tine! Oh, da! Ok! Ce delicios e! Nu avem timp de pierdut! Wow! Awesome! Păzia! Emma, mănâncă mai cu grijă, parcă ai fi un purcel! Încetează! Îmi murdărești rachița cea nouă! Se pare că Emma nu te aude, Judy! Are alte preocupări! Da, chiar așa! Am zis ajunge! E exagerat! Fetelor, nu vă certați! Scuze, Judy, dar e delicios! Emma, ce neîndemânatică! Ți-a rămas între dinți! Vai, nu observasem! Nu-i nimic! Hai mai bine să aflăm ce ai tu! În sfârșit! Arată ca un porumb obișnuit! Nu, doar e de aur! Wow! Ce noroc ai! Poți să gust puțin? Nu, nici nu te gândi! Se pare că Judy e convinsă să mănânce singură! Ce să fie asta? Încearcă să privești mai îndeaproape! Exact! Unde mi-e noua jucărie? La ce te-ai mai gândit, Judy? Ce cu ochelarii neobișnuiți? Se pare că sunt ochelari de mărit obiectele! E timpul să gust în sfârșit! Se pare că operațiunea a fost un succes! Judy, ce se vede acolo? Wow, e chiar un porumb de aur adevărat! Gustă-l mai repede! Într-adevăr, nu am timp de pierdut! E încântător, dar am o idee mai bună! La ce te-ai mai gândit, Judy? Oh, cred că am înțeles! Judy, ești genială! Wow, l-ai transformat în popcorn! O adevărată lucrare minunată! Vino mai repede la mine, minunatule popcorn! Oh, ce delicios e! Și crocant! Trebuie să gust, dar trebuie să o fac pe neobservate! Judecând după fețele voastre, e foarte delicios! Da, aș mânca asta pe vecie! Emma și Susie au zi de dezlegare la pește! Iac, nu vreau să mănânc asta! Iar eu am noroc! Uite ce minunăție! Da, tu chiar ai noroc! Wow, Susie a transformat fântâna de ciocolată într-una de aur! Ce magie mai e și asta? Cu permisiunea ta, eu încep! Doar nu te păta pe rochița cea scumpă! Ce pește mare și delicios! Gustos! Vai, se pare că m-am pătat! Nu-i nimic, am mereu șervețele la mine! Susie, o adevărată aristocrată!
Ce mai e, mai e rândul tău. Deschide-l. Cred că leșim de la mirosul ăsta. Credem în tine, o poți face. Scufundă peștele în fântână. Fie, să vedem ce avem aici. Oh, nu, e de rău. Mi se face greață. Tiuzi, am nevoie de poșeta ta. Nu, nici să nu îndrăznești. Prea târziu. Oh, ține-ți poșeta, Suzy. Mersi. Era poșeta mea cea nouă. Emma și Judy sunt pe culmea fericirii. Se pare că își pot face o rezervă pe viață de vată de zahăr. Hai să începem. Pregătește-te, Emma. Fetelor, sunteți sigure că știți cum funcționează? Uite, merge! Aveți un talent înnăscut. Avem nevoie de mai mult zahăr. Fetelor, vă descurcați de minune. Ce vată minunată vă iese. Cât de delicios arată. Haideți, mâncați. Yummy. Judy, începe tu. Ce s-a întâmplat? Oh, Emma, se pare că va trebui să te bucuri de altfel de vată. Nu arată chiar așa de rău. Judy, haide! Cu plăcere, Emma! Ce delicios e! Nici nu-ți poți imagina! E magic! Scuze, dar și eu aș vrea să gust! Ce chiar că-i delicios! Yummy! Stop! Cineva a furat din vata mea! N-am idee cine ar putea fi. Ai mai multă grijă, Judy. Trebuie să mănânc mai rapid. Să nu-mi fure din nou. Uită-te la tine, mustățile-ți vin de minune. Ce mustăți? Judy, uită-te în oglindă. Oh my God. Oh, nu, e oribil. Judy, doar nu te supăra. Trebuie să mă scap rapid de ele. Emma, e rândul tău. Come on! Mi-a venit o idee genială. Ce mai tu? Arăți ca un om de știință nebun. All right. E timpul pentru experimente. Privește atent. Mai întâi adăugăm zahărul. Iar apoi? Apoi amestecăm bine. Pentru ce toate astea? Se pare că ceva nu a mers conform planului. Totul e sub control. Priviți și minunați-vă. Emma, ești convinsă? Răbdare, prieteni, răbdare! Cum spui tu, Emma? Gata! Așa-i că-s grozavă? Victor! Incredibil! Bravo, Emma! Ești un om de știință adevărat! Iar acum e timpul să mănânc! A ieșit chiar mai bine decât mă așteptam! Bine gândit, Emma! Ne-ai uimit! Emma și Suzy au primit gogoși de această dată. Cu diamante! De-abia aștept să o mănânc! Iar a mea e cea mai obișnuită! Mi-aș dori o pe a ta! Emma, bucură-te de ce ai! Exact așa voi face! Cu ciocolată va fi și mai delicioasă! Dar de ce să mă limitez doar la ciocolată? Emma, te-ai decis să presar bombonele? Wow! Sunt convinsă că e delicios. Gustăm. Ceva nu-i bine. Cineva nu are noroc? Tu ești clar mai norocoasă, Suzy. Da, desigur. Cred că voi începe cu diamantele. Sunt încântătoare. E timpul să-mi îmbăiesc gogoșica în ciocolată. Toarnă cu grijă, Suzy, ca toată gogoașa să devină de ciocolată. Vedem ce gust ai, domnișoară gogoașă. Delicios. De ce nu am primit-o eu? Să vedem ce aveți de data asta. Wow, Emma și Judy cu grijă. Cola și Mentos sunt o combinație explozibilă. Cola de aur, preferatul meu. Cred că nici cola alemei nu-i mai rău. Dar a lui Judy e clar mai mare. Exact. Pot măcar să încep eu? Desigur. Nu se deschide. Vai, dar nu! Chinionisto! Și ce vei face acum, Emma?
Nu, am o idee. Emma, nu înțelegem nimic. Ce să faci cu o hârtie? Răbdare, prieteni, răbdare. Yeah! Alright, alright, alright. Gata, iar acum privit. Luăm și ștergem. Deschis. Wow, ce life hack tare. Chiar că e grozav. Mersi, dar cred că distracția trebuie să continue. Doar nu murdări totul în jur, Emma. Liniștiți-vă, sunt un profesional. Minunată fântână. Te pricep. Ok. Ce răcoritor e sucul. Mai ales așa suc. Ups, mă scuzați. Emma, ești o domnișoară. Privește diamantele astea. Cu adevărat minunate. Cred că e timpul să deschizi doza. Ce minunat miroase. Și gustul e încântător. Judy, aruncă mentosul. Okay. Bine, mai imediat. Ah, nu, îl voi mesteca. Nu-i cinstit. Pune mentosul în cola. Nu o voi face. Așa e delicios. Chiar ai făcut-o, Judy. Judy, ce zici de niște ajutor? Oh, no! Știu. Da, te va ajuta. Mersi, Emma. Ce se petrece? Se pare că Emma a reușit totuși să-și ducă planul la bun sfârșit. Arăți foarte amuzant, ca o fântână adevărată din parc. Nu-i amuzant, Emma! Nu. Bună dimineața tuturor! Ce cald e aici! Nu degeaba am închis geamul peste noapte. Timpul pentru micul dejun. Susie, e timpul să te trezești. Deja? Bună, Emma. Mulțumesc că m-ai trezit. N-ai pentru ce, Susie. Vai, scuză-mă, te rog. Sunt așa stângace. Și eu ce fac acum? Sunt udlioarcă. Nu-i nimic, știu cum să îndrept asta. Peste câteva secunde vei uita de pata asta. Ești foarte, foarte frumos. Au, doare! Doare? O, te implor, iartă-mă, nu am vrut. Până acum nu m-a mai ars nimeni. Ce neîndemânatică. În sfârșit prânzul. Ce delicios, ravioli. Nu înțeleg cum îi mănânci fierbinți. Sunt delicioși doar congelați. Raviolii sunt mereu delicioși. Ce bine! Cea mai bună zi a săptămânii e cea în care te poți relaxa în vană. Deși mi s-a făcut puțin foame. Ce bine că am niște tăiței și crembuști. Deși trebuie fierți. Cred că pot face asta chiar în vană. Presimt că asta va fi delicios. Mai rămâne doar sosul, ca să fie și mai bun. Sosul iute nu e niciodată îndeajuns. Și nu e nimic mai bun decât crembuștii cu sos iute. Poftă bună mie! Pentru baie. Ce fierbinte! E nevoie de niște gheață. Acum are exact temperatura pe care o prefer. Mă pot îmbăia. Pinguinii mei au iceberguri adevărate. Și temperatura aici e aceeași ca la Polul Sud. Așa că le place. Aș ronțăi ceva bun.
de exemplu, înghețată de portocale DIY. Ce bine e când te poți folosi de propriile puteri să faci ceva atât de delicios! Sweet salty socks! Domnule pinguin, doriți înghețată? Ce frumoasă sunt! Mai rămâne doar să-mi fac buclele. Și pot face asta cu degetele. Nu e dăunător pentru păr și e foarte rapid. Nu trebuie să car nicăieri bigudiurile după mine. Mă descurc și fără. Trebuie să-mi usuc repede părul. Pentru asta am nevoie de regimul de aer rece de la uscător. Ce frumusețe! Suzy, trebuie să ne călcăm neapărat ținutele înainte de petrecere. Pornește călcătorul! De ce să-l pornesc când am propriile mâini? Nu consum energie electrică și pot călca de minune. E foarte comod. Doar nu exagera ca data trecută. Altfel din nou tricoul va fi bun de aruncat la coș. Vai, Suzy, ai copit! Câteodată nu pot controla puterile. Dar nu te îngrijora, mai ai o grămadă de tricouri. Fie, nu-i nimic, acum poți călca și tu. Eu am modalitatea mea. Pot călca cu un călcător de gheață. Așa e mai comod și mai puțin periculos. Deși de data asta nu funcționează. Poate nu e destul de rece? Oh, nu! Gata, Suzy! Și eu mă lipeam de toate la rând când eram mică. Trebuie să ai mare grijă. Ador ceaiul cu lămâie. Mai rămâne doar să o feliez. Au! Doare! Se pare că chiar am ascuțit bine cuțitul. Emma, de ce plângi? M-am tăiat! Ăsta e motiv de plâns? Opresc numai decât sângerarea, nu te îngrijora! Gata, acum nu va mai durea! Acum e congelat! Nici nu-l simt! Da, mulțumesc! Ce urmează? Ce interesant! Chiorco! Uimitor! Asta da întorsătură de situație! Wow! Ce faci? În felul ăsta iau foc! Scuză-mă, te rog, doar voiam să te iau de mână! Uite, mânușa asta te va proteja de mâna mea încinsă! Wow! Ce înfiorător! Ce tare! Ce muzică energică! Chiar că, ce bine că am ajuns în sfârșit la petrecere! Da! Jess, ce-i cu tine? Cum ai ajuns acolo? Sunt prea fierbinte pentru locul ăsta! Dar nu te îngrijora, mă întorc numai decât! Fără panică, putem continua petrecerea! Quentin, pornește muzica! Ce grozav e aici! Ciudat, nu mă pot mișca! Nici eu! Nici eu! Vai, prieteni! Mă scuzați! Vă implor! E totul din cauza puterii mele de gheață! Ca să nu vă plictisiți până podeaua se încălzește, am să vă dau o lecție! Știu să fac trucuri pe patine! Wow, chiar că e grozav! Și eu ce ziceam? Lily este minunată!
vine așa frumos. Dar eu am pus prima ochii pe el. Ce? E al meu. Asta rămâne de văzut. Quentin, bună! De ce stai aici? Vrei să dansăm? De ce nu? Nu știam că dansezi așa bine! Ok! Lily, nu ți-e rușine? Ai congelat așa frumusețe de băiat! Ce s-ar fi făcut fără mine? Jess, nu crezi că exagerezi puțin? Ajunge! Mă doare! Încotro! Firar, Lily, se pare că n-avem decât să dansăm noi împreună. Unde să ne găsim niște băieți pe măsură? Puterile noastre sunt un blestem câteodată. Am obosit scriind. Timpul pentru o gustare. Doar nu am adus bezelele degeaba. Trebuie să împart și cu Suzy. Prieteno, ghici în ce mână e bezeaua. Încercăm dreapta. Exact! Vai, mersi, dar cred că refuz. Firar, uitasem că bezelele se topesc lângă foc. Ce înghețată delicioasă! Mănâncă cu grijă! Din cauza înghețatei mă doare gâtul acum! Ce? N-am auzit! Vrei înghețată? Nu, mersi, sunt deja bolnavă! Deși, dă-mi! Îți arăt un truc! O mișcare magică și înghețata se transformă în lapte delicios! Cu ajutorul lui îmi voi încălzi și vindeca gâtul! Wow! Mă bucur că înghețata ți-a fost de folos! În această zi specială dorim să le felicităm pe Suzy și Emma și să le aducem minunatul lor tort! Doar că înainte să suflați, puneți-vă o dorință! Știu! Deci pot sufla? Și eu știu! Deci eu pot? Vai! Se pare că puterile joacă împotriva mea! Știu ce e de făcut! Suflați deodată, așa va fi perfect! Exact! Eu mi-am dorit să fiu prietenă cu Suzy pentru toată viața! Emma, n-ai să crezi, dar și eu mi-am dorit să fim prietene întotdeauna! Nu, doar nu trebuie să concurez împotriva unei fetițe! Deja e totul clar, nici nu trebuie să mă grăbesc! Crezi că e totul așa ușor? Mama mereu mi-a spus, graba strică treaba. Ai ureli, contează doar viteza. Atunci cu siguranță apuci să le faci pe toate. Vai, am cam obosit. Ți-am spus eu, nu trebuie să te grăbești. Contează să te bucuri de proces. Am nevoie urgentă să mă întind puțin și să mă odihnesc. Se pare că băiatul a leșinat. Ce mai? N-a rezistat deloc în fața fetei. Da, mă așteptam la mai mult. Acum veți fi uimiți de priceperea mea. Wow! Betty, chiar l-ai făcut pe Andy cu mâna stângă. Notă maximă. Mulțumesc mult, m-am străduit. N-a fost deloc ușor.
trezește-te! Ai pierdut! Dar nu te îngrijora, e doar o provocare. Dar cum? Nu puteam pierde! Limba chiar e o chestie amuzantă. Iar ardeii nu-s deloc la fel de haioși. Ce oribilitate! Vom lua foc de la o asemenea grămadă. Da, de aceea cât încă am timp, o șterg de aici. Pe loc, încotro crezi că te duci? Tu trebuie să începi, pentru că astea sunt regulile provocării. Virar, sper ca măcar laptele să-mi fie de folos. Ce v-am spune că în fața unei asemenea grămezi de ardei, orice e degeaba. Fie, pornim! E iute! Dar pot să o fac? Sunt puternică! Da, mi-e groază și să privesc asemenea chin. Dacă Kate e așa puternică, atunci nici de lapte n-are nevoie. Iar eu uite că am. Cred că dacă aș face un cocktail de ardei cu lapte, va ieși foarte delicios. Ce bine că chiar am un blender. Pornim. Și cât ai clipi, e gata. E timpul să gust acest cocktail diavolesc. Yummy. Vai, e cam iute. Hei, dar mă așteptam la mai rău. Kate, ce faci? Eu? Oribil! N-am mâncat niciodată ceva mai iute. Dă mai repede laptele. Oh my god. Dar de ce este gol? What's the matter with you? Oh, nu! Voi exploda! Oh my god! Vei da foc întregii case! De fapt, are alarma anti-incendiu! Cu atât mai bine! Am întâlnire azi, iar acum sunt proaspăt scoasă din duș! Iar mie mi-e mult mai bine! Wow, burgeri! Atât de apetisanți! Vreau să-i înfuleg numai decât. Atunci ce mai aștept? Te voi face. Interesant, cine va câștiga? Sper ca Andy măcar o dată să dea dovadă de bărbăție. Iar eu țin cu Betty. Pătat rochița cu ketchup. Așa-i trebuie. Acum Andy sigur va câștiga. Tare! Nu! Rochița mea! Și era nouă! Acum e urâtă și deloc încântătoare. Ura! Am câștigat! Primul! Da! Tare! Știam eu că vei câștiga. Țineam cu tine. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine. Fără voi n-aș fi fost... N-aș fi stat pe acest loc. Betty, tu nu te îngrijora. E doar o provocare. Eu trebuia să câștig. Nu-i cinstit. Prieteno, ce noroc avem. Și de ce ne îmbrățișăm? Doar suntem rivale. Exact. Să nu mai pierdem vremea, să mâncăm. Da, iar eu câștig. Vei vedea, nu mă poți ajunge. Virar. Wow, Suzy, nu știam că poți înfuleca așa rapid. Trebuie repede să născocesc ceva.
Exact! Pot face toate gogoșelele mult mai mici. Dacă le voi pune împreună, iar apoi... le voi lovi cu toată puterea cu ciocanul ăsta. Țineți asta! A mers! Wow! Dar asta nu se poate! Trebuie să le mănânci întregi! Nu minți! Sunt întregi! Ești doar invidioasă! Yummy! Și mai ce? Am eu o metodă mult mai rapidă și mai tare! Uite! Uimitor! În mine nici nu ar fi avut loc atâtea gogoșele! Ai văzut? Te-am făcut! Ce zici de asta? Eu sunt mai tare! Păi, nu știu, dar ești clar mai grasă! Imediat îți dau eu ție! Doar să ajung la tine! Aproape! Pic! Nici scaunul nu te mai ține, micuțule hipopotam! Îți arăt eu ție! Tu ești un micuț hipopotam! Cu fructele și cu legumele clar mă descurc mai rapid. Nici nu ai ce mânca, sunt făcute din apă. Da, da, haide, fă-i pe toți, Andy. Go, go, go! Betty, de ce mai stai? Poate te grăbești puțin? Calma, am totul sub control. De ce să pierd mult timp mâncând fructele când le pot bea? Am un blender chiar aici. Voi face un suc și îl voi bea într-o secundă. Bravo! Ce idee genială! Isteați-o! Gata! S-a terminat! Andy, deja am băut tot! Ai pierdut! Tare! Mi-a plăcut! L-ai învins! A? Ce? De acord, și mie! Se putea și mai bine! Ce mai, Andy? Neplăcut să pierzi în fața unei fetițe, așa-i? Așa-ți trebuie! Bravo mie, l-am făcut pe băiețaș! De două ori! Ai trișat!